Pentru părinții care vor să-și facă fericiți micuții de 1 iunie, o vacanță la Disneyland Paris poate fi cea mai bună idee de cadou, mai ales că în 2012 a venit cu reduceri substanțiale la pachetele pentru familie. Așadar, faceți înconjurul lumii în Fantasyland, simțiți adrenalina în Space Mountain sau aventurați-vă în lumea piraților în Adventureland. Alegerea vă aparține. La Disneyland, personajele de poveste îi așteaptă pe cei mici și cei mari la oaltă. Iar dacă ajungeți acolo în vara lui 2012, e bine de știut că rezervările cât mai timpurii aduc costuri cât mai avantajoase. Totul depinde de cât de vreme ne facem rezervările. Încă mai avem posibilitatea de a rezerva cu 30% discount vacanță pentru vară. Asta pentru că cei de la Disney ne-au prelungit oferta specială care a fost valabilă până la final de aprilie, deci ne mai putem încă bucura de aceste reduceri. Dacă nu găsim disponibilitate la acest tarif de minus 30%, găsim la minus 25% sau minus 15% sau alte pachete promoționale. Prețul unei vacanțe la Disney depinde de locația hotelului, care se poate afla chiar în parc sau în afara acestuia. Ca să vă faceți o idee despre tarif, e bine să știți că un sejur de 3 nopți la Disneyland Paris pornește de undeva de la 180 de euro de adult. Ceea ce este foarte, foarte frumos la Disney acum este show-ul Disney Dreams. Eu tocmai m-am întors de acolo și l-am văzut și pot să spun cu mâna pe inimă că este genial. E o proiecție 3D pe castel, sunt jocuri de lumini, sunt jocuri de lumini pe apă, pe un perete de apă, foarte frumos. Copiii sunt fascinați. E practic un desene animate pe viu. Stai în curtea Disney Park și vezi pe viu exact acele desene animate. E ceva de vist, e un show de culoare, de lumină, de sonor totodată, pentru că toate caracterele vorbesc în acel show. Este cam jumătate de oră de viață în desene animate. Practic te simți și tu personaj uitându-te doar la acest show. Este fantastic. În continuare sunt facilități pentru cei mici. Bineînțeles, copiii până la 12 ani sunt cazați gratuit, stau și se distrează gratis, cum spune partenerul nostru de la Disney. Sunt intrări gratuite pentru copii atât timp cât fiecare copil este însoțit de un adult. În plus, fiecare hotel vine cu propria lui promoție. De pildă, hotelul Disneyland oferă un Fast Pass, care vă ajută să scăpați de cozile interminabile, la care, în mod normal, ați aștepta 10 de minute.